Pentru partea de texturare și modelarea terenului pe care o vei face astăzi, vom da click stânga pe aceagă de tușă care ne va deschide un meniu în care vom putea textura. Click stânga pe elementul pe care dorim să-l texturăm. În partea stângă ne va afișa un meniu în care vom vedea trei paliere importante, cele de exterior, fire de iarbă, nisip, materiale învechite, cele de interior, țesături, plăci, marmură, și cele de exterior, lemn, asfalt. Pentru cazul de față, să spunem că aplicăm o textură de bronz. Pentru a accepta această textură, putem să dăm click pe acel simbol din dreapta de Save Changes sau simbolul marcat prin X în acel pătrățel roșu. Pentru a modifica terenul, dăm click pe acel simbol de munte. Mi se va deschide un palier de 6 funcții. Prima funcție va fi modelarea terenului pe înălțime, modelarea terenului creând un lanț muntos sau o zonă foarte delurită și aplatizarea acestuia în funcție de greșelile pe care le avem sau în cazul în care nu mai dorim să modificăm această zonă. Cele două funcții de suprafață, prima reprezintă dimensiunea pe care putem modifica terenul, iar cealaltă intensitatea modelării terenului respectiv. De precizat că orice obiect 3D care își are punctul de origine pe zona pe care noi o modificăm 3D din punct de vedere al terenului, ea se va ridica la înălțimea la care acesta este poziționat. Spre exemplu, dacă modificăm punctul de origine al unui autovehicul, îl mutăm printr-o simplă selecție în care îl poziționăm în scenă și putem să-i modificăm poziția. De asemenea, putem importa sau exporta terenul pe care l-am modelat sau putem să importăm un teren 3D făcut în alt plan, spre exemplu, dacă folosim funcția de geo. În partea de apă, putem să adăugăm mai multe suprafețe. Click stânga pe acea săgetuță către semisferă. Dăm click stânga pe alegerea unei texturi de apă. Pentru a-l adăuga în scenă, dăm click pe săgetuța din stânga, de lângă acel coș de gunoi, și ni se va aplica pe teren. De asemenea, cu ajutorul acelor săgetuțe amplasate în cele patru colțuri, putem să ridicăm sau să coborâm textura de apă și de asemenea prin acel X simbolizat de două săgetuțe încrucișate putem să modificăm suprafața pe care noi dorim să o aplicăm. De asemenea, prin click stânga pe găletușă putem să ștergem acea textură de apă. Pentru cea de-a treia funcție, dăm click stânga pe acel val dublu și ni se va deschide automat o zonă cu ocean. De asemenea, în funcție de modelul 3D pe care îl avem, deschizând acest modul de ocean, el se va deschide întotdeauna la aceeași înălțime, undeva la 1 metru, 1,5 metri. Putem să-i modificăm culoarea, intensitatea valurilor, anumite efecte de culoare.
poziția în care bate vântul pentru a se vedea într-o animație 3D, astfel încât să fie mai realistă în funcție de scena pe care dorim să o animăm, să creăm un filmuleț. Înălțimea. Prin click stânga împreună cu shift, acest slider va merge mai încet sau mai rapid. Dacă ținem click stânga pe mouse și modificăm acest slider stânga-dreapta, el se va modifica mult mai repede. Dacă ținem apăsat shift, el va merge din ce în ce mai încet pentru a avea o acuratețe mult mai mare. La fel, prin click stânga pe acel buton stânga, putem să închidem oceanul sau să deschidem păstrând setările pe care nu le-am făcut inițial. Patra funcție, cea de texturare a terenului existent. Putem să modificăm mediul în care lucrăm prin click stânga pe acea iconiță de mediu, orice spațiu verde, zăpadă sau nisip. De asemenea, avem patru modalități de a schimba texturile pentru suprafețele. Putem să adăugăm o suprafață texturată. Simbolul din dreapta jos ne va arăta întotdeauna, dăm click stânga pe el, care textură din cele patru va fi definită cu acele fire de iarbă existente până în lumion 9, iar din lumion 9 și 10 aceste fire de iarbă au un avantaj. Există și o funcție de creare a unei texturi a firelor de iarbă diferită de aceasta de bază, care este mult mai realistă. De asemenea, putem să modificăm scara, putem să modificăm intensitatea suprafeței cu care lucrăm sau cu care dorim să texturăm o anumită zonă din scenă, la fel ca și la modelarea terenului. Prin click stânga pe acel slide rock putem să avem stâncile sau ceea ce este mult mai înalt într-o scenă, sau să rămână textura de iarbă. Depinde de modalitatea randare a scenei respective pe care noi dorim să o creăm. Pentru partea de Open Map Street, dăm click stânga pe a cincea funcție. Întotdeauna trebuie să avem internetul deschis pentru a putea activa. La fel ca și la ocean, dăm click pe acel buton, ni se va deschide o hartă în partea dreaptă sus. Îi dăm OK la acest meniu. Thank you.